Când vine vorba despre competiții cu un impact social puternic pentru generația tânără, caroliștii răspund provocărilor și se implică în proiecte semnificative. Unul dintre acestea este și competiția națională desfășurată sub genericul Mesajul meu antidrog. Proiectul a inclus mai multe secțiuni, iar elevii participanți de la Colegiul Național Pedagogic Carol I au ocupat primele locuri pe podium la secțiunile eseu literar și arte vizuale. O parte dintre caroliștii câștigători au răspuns invitației noastre lansată în cadrul radioprogramului #antistres 1619, difuzat la Moșcel FM. Mă numesc Ariana Tămaș, sunt elevă în clasa 9A la Colegiul Național Pedagogic Carol I. Nu am o fotografie preferată, dar prefer fotografiile în care apar persoane, pentru că fețele, chipurile sunt foarte expresive și consider că o poză fără oameni este o poză goală. Să ne spui despre proiectul la care ai participat recent. Recent am participat la un concurs, Mesajul meu antidrog, unde am obținut locul întâi la secțiunea fotografie. Mi-am rugat prietenii care au aceeași idee ca și mine de a opri consumul de droguri, mai ales în rândul adolescenților, să participe la această fotografie. M-am inspirat din picturile lui Michelangelo pentru fotografie, deși poate părea puțin ciudat. Și mie mi s-a părut la început ideea mea ciudată. Am vrut să văd ce pot face și am fost încurajată de prieteni, de familie să duc ideea la capăt. Continuăm discuția acum cu Maria Coșa și Șerban Florescu. O scurtă prezentare a ta și te rog să ne spui de ce te-ai implicat în acest proiect. Mă numesc Maria Coșa, sunt elevă în clasa 10-a la Colegiul Național Pedagogic Carol I și m-am implicat în acest proiect pentru că mi-am dat seama că îmi pot folosi pasiunea ca să transmit un mesaj pozitiv oamenilor. Acela de a nu consuma droguri, deoarece drogurile într-un fel te izolează de cei dragi. Drogurile schimbă tot. Care este secțiunea la care te-ai înscris? M-am înscris la secțiunea de pictură și din fericire am luat locul întâi. Felicitări! Care a fost lucrarea pe care ai prezentat-o? Cum ai descrie-o? Mulțumesc! Am folosit foarte multe nuanțe de violet și de albastru, deoarece sunt culorile mele preferate. Și cred că modul în care l-am pictat și l-am compus trimite semnale de atenție și de ajutor, mai ales asupra consumului de droguri, pentru că, cum v-am spus, drogurile te izolează de cei dragi. Este o fată care este izolată pe un munte. Cum te-ai inspirat? Ți-a venit ideea urmărind poate un documentar sau poate un film care a tratat acest subiect sau de unde te-ai inspirat în realizarea lucrării care ți-a adus și premiul? M-am inspirat foarte mult de pe o rețea de socializare Tumblr. Am văzut foarte multe postări legate de consumul de droguri și cât de negative sunt urmările. Și am văzut tot așa postările și desenele, fotografiile aveau foarte multe nuanțe de violet și de albastru, așa că și eu am încercat să folosesc aceleași nuanțe. Felicitări și sperăm să ne revedem cu alte proiecte la fel de interesante. Mulțumesc mult! Mă numesc Șerban Florescu, sunt în clasa 11-a la Colegiul Național Pedagogic Carol I. Și am ales acest proiect fiindcă pur și simplu mi s-a părut o provocare nouă. E prima oară când particip la un concurs antidrog. Am zis de ce nu, plus că am văzut acolo secțiunea eseu literar. Sunt pasionat de așa ceva și am zis că ar fi o ocazie super bună. Am vrut să vin cu ceva original. De asta am ales să descriu oarecum senzațiile și toate emoțiile pe care le avea un adolescent după ce consumase acele substanțe, totul sub forma unei pagini de jurnal. Și am pus și puțină pasiune și puțin efort. Și a ieșit un rezultat foarte bun. Da, și sunt foarte încântat că a fost apreciat de juriu. Am mai avut și proiecte de acest gen. Am avut chiar în octombrie la tribunal o dezbatere pe tema consumului de etnobotanice. Mă rog, am fost acolo o echipă formată din trei
elev la apărare, 3 la acuzare și am obținut premiul pentru cel mai bun orator în acuzare. Mă numesc Paltin Andreea Ioana, am 16 ani, sunt din Colegiul Național Pedagogic Carol I, clasa 9-a, sunt boboacă de obicei și am văzut că doamna profesoară Zaharia ne-a explicat despre acest concurs și am zis să particip și eu. Fiindcă am văzut foarte multe seriale cu droguri sau filmulețe cu droguri, am văzut că să mă implic și eu. Și ai participat la ce secțiune? Secțiunea ISE-uri. Am luat locul 3, din păcate, dar asta e, merg înainte. Asta voiam să-ți spun, noi îți spunem felicitări și de fiecare dată asta te motivează să mergi mai departe. Care a fost tema pe care ai propus-o? Tema am propus despre un copil, despre droguri, în care m-am precizat eu singură cum ar fi dacă eram eu persoana cu droguri. Și mi-a plăcut foarte mult, adică am făcut un dublu rol. Să fiu eu scriitorul și să fiu eu personajul. Wow, deci o idee originală pe care, iată, ai reușit să o implementezi și să obții chiar și un premiu foarte bun, repet, din punctul nostru de vedere este excelent, având în vedere că e vorba de un proiect național. Da, și ce, mă interesează doar să particip foarte mult la aceste concurse și să văd ce rezultate o să primesc. Numele tău, te rog, și să ne spui de ce te-ai implicat în acest proiect. Numele meu este Braga George și am participat la acest concurs pentru a transmite un mesaj și pentru a-mi vedea abilitățile pe care le am la această categorie de concurs. Care este mesajul pe care ai dorit să-l transmiți prin lucrarea ta? Mesajul pe care am vrut să-l transmit prin lucrarea mea este acela de a spune da vieții și nu drogurilor. Dinamismul, buna dispoziție și energia pozitivă au fost mesajele pe care invitații le-au transmis de asemenea către ascultătorii Mușcel FM. Abordarea unor subiecte variate, muzica antrenantă și conversația cu efect relaxant au fost elementele incluse standard în pachetul antistres, locul în care facem cunoscută vocea tinerilor performanți, autentici, pasionați, distractivi și ambițioși, conștienți de faptul că doar prin implicare putem să schimbăm ceva în lupta pentru o societate la standarde calitative ridicate.